Peste 70 de elevi de la 7 unități școlare, atât din municipiu cât și din județ, au participat astăzi la concursul Prietenii Pompierilor Faza Județeană. Competiția s-a desfășurat pe stadionul Dunărea din municipiu și a fost organizată de Inspectoratul Școlar Giurgiu cu sprijinul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu. La această competiție participă 7 echipe formate din 10 elevi, echipaje constituite din băieți, fete sau mixte. Anul acesta la competiție participă Școala Gimnazială Academician Marin Voiculescu, Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Școala Gimnazială Putineiu, Școala Gimnazială Daia, Școala Gimnazială Sfântul Gheorghe, Școala Gimnazială din localitatea Izvoarele și Școala Gimnazială numărul 7 Giurgiu. Concursul a constat în 3 probe, una teoretică, pista de îndemânare peste obstacole și ștafeta de 400 de metri cu obstacole. În acest sens, elevii au fost testați în ceea ce privește cunoștințele pe care le au în domeniul situațiilor de urgență, precum și a abilităților tehnico-aplicative și sportive. Manifestarea educativă a reușit să atragă în fiecare an un număr mare de participanți, elevii comportându-se de fiecare dată ca niște pompieri adevărați. Cum ți s-a părut proba? Destul de grea, dar am reușit să scoatem un timp bun. Ce timp ați scos? 1 minut 60. Și cum credeți că va fi? Veți fi premiat? Să sperăm, noi încercăm. Ați mai participat în alți ani? Da, acum 2 ani, cel puțin eu. Și ce ați făcut? Am luat locul 3. Cam grele, dar sperăm să câștigăm. Ați mai participat? Da, acum 2 ani, cred. Concursul are un caracter educativ și are ca scop promovarea atitudinilor și comportamentelor corespunzătoare în rândul elevilor.